Bă, frate, am văzut videoclipul ăsta la Charlie și am zis că trebuie neapărat să fac și eu un video despre chestia asta, să vorbesc despre tot ce vedem noi aici, pentru că, sincer, ce o să vă arăt acum e cea mai bună reclamă la prezervative, frate. Deci n-am văzut reclamă la prezervative mai bune decât chestia asta, mă jur pe viața mea. Și pe lângă chestia asta, căcaturi de genul se întâmplă tot mai des, mai ales în străinătate, dar și la noi chiar. Și am zis că, bă, trebuie puțin să vorbim despre chestia asta, că-s curios și să văd și care e opinia voastră în legătură cu toate căcaturile astea, bă, pentru că cultura asta TikTok-ului, a cloud-ului, a face views pe internet, a te duce la școală și să-ți vezi toți colegi de clasă care sunt la fel de proști ca tine, că râd la ce căcat ai făcut tu aseară și ai postat pe TikTok. Bă, e o pandemie, dacă mă întreb pe mine. Hai să nu mai vorbesc degeaba și să ne uităm la clipul ăsta. Și nu uita să dați subscribe. Trebuie să facem 500k cât mai repede. Walk into the back of McDonald's again! Bă, dacă te-ai uitat cumva acum și ți-ai vomitat în gură, îți venea să te arunci de la etaj, îți venea să te bași cu toasterul în cadă, da, la fel m-am simțit și eu. Bă, deci nu poți să te uiți la clipul ăsta cu gașa cangrenă, cu copiii ăștia handicapați care încep să facă emoturi de pe Fortnite, ești nebun, încep să facă emoturi de parcă se joacă The Block pe Roblox sau cum dracu se numește. Ce o să facă băieții ăștia? Ghiciți, o să meargă într-un McDonald's random și o să intre în spate la McDonald's și o să înceapă să-și bată de bine să-și bată mult spus, că ce au ei în pantalon nici măcar nu se poate numi râmă. O să înceapă să facă mișto de oamenii care lucrează la McDonald's, pentru că asta li se pare lor fun. Azi când se Da, deci băieții ăștia au avut o idee foarte interesantă și li s-a părut funny să intre într-un McDonald's random unde oamenii lucrează, pentru că trebuie să lucrezi ca să trăiești, știi ce zic? Au început să se ducă acolo să facă inspecție. Așa zic ei, că fac inspecție și nu înțeleg de ce dracu copilul ăsta o crezut că e o idee bună să pună și un voice-over peste video-ul ăsta. De parcă el e ceva commentary channel pe YouTube successful să explice ce se întâmplă acolo, de parcă nu-i clar ce se întâmplă. Niște ratați de copii care s-au dus să facă o inspecție, cum zic ei, la viitorul lor loc de muncă. Pentru mine cel puțin, vă zic, pentru că am trecut de vârsta de 10 ani, mie mi se pare foarte, foarte painful să mă uit la toată chestia asta, pentru că, bă, frate, acolo sunt oameni care muncesc, frate, și fac munca, lucrează, stresați, că nu cred că îi place cuiva să lucreze la McDonald's non-stop, mai ales pe banii respectivi. Bă, și nu știu, când mă uit eu la chestia asta, bă, mă enervează, pentru că știu că oamenii ăia nu-s plătiți destul să trebuiască să aibă de-a face cu căcați de genul. Locked us in it. Bro, my legs were twitching, my legs were sinking, my heart was bum 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 bum, escalate. Știi care e cel mai funny lucru, bă? Că copiii ăștia cred că sunt amuzanți, că fac voice-over și fac tot felul de sunete. Încerc așa să-mi imaginez ce-i trece prin minte, pentru că și eu am fost copil, frate. Dar pana mea, frate, generației mele cel puțin, când mergeam, frate, să dăm ochii. De dădeam ochii cu un adult, ne căcam pe noi, bă, n-aveam atât tupeu, ești nebun. Bine, e și diferit, că acum vorbim despre România anilor 2000 și vorbim despre UK 2023. E diferență foarte mare, pentru că la noi, dacă tu comentai unui adult, îți futea o palmă de te căcai pe tine, o simțea și bunicul tău care era în piață la șeptică. Ăștia, frate, ăștia nu au repercursiuni, pentru că copiii n-are nimeni ce să le facă. Maxim să zicem vine poliția și ce? Le zice că să nu mai facă chestia asta și îi lasă să plece. Call the police. Sexual harassment. I'm recording this. Bă, și asta e și mai rău, frate, pentru că omul efectiv zice false claim de astea de sexual harassment, nu știu ce. Și bă, astea sunt chestii serioase care pot efectiv să strice viața cuiva dacă prinzi pe cineva care chiar crede că cadrurile de genul că omul respectiv, care e managerul Mac-ului, a făcut chestia asta cu niște copii care s-au dus în spatele magazinului. Bă, ești nebun, îi poate termina viața omului. E crazy, bă, frate, ce s-a ajuns. Bă, ești nebun? Adică
Adică pentru niște fucking views și like-uri pe TikTok sau să te duci, ești nebun la școală și să colegii de clasă care sunt la fel de proști ca tine, numai că nu au avut același tupeu, să te duc în spatele unui McDonald's să râdă la ce ai făcut tu. Dar bro, chiar nu e ok deloc și nu știu, pe mine mă enervează, frate, când mă uit. Bande, we're outside in the fucking district every fucking time. Bro, what are you gonna do, bro? Come, badness, bro. Record me. She was recording me. I'm like, hey, yeah, record me. You might as well get my number, bro. Hey, you just walked in. You guys do that, huh? Bro, și tot face sound effect-urile alea, mă disperă. Bă, copile, bă, tu nu ești amuzant, coaie, ești nebun, calmează-te, dragului. Singur lucru amuzant e că peste câțiva ani și tu o să ajungi acolo și să mă bată tata de nu, dar îmi fac și eu o gașcă de Roblox kids de ăștia și îi pun să facă exact același lucru, numai că de 10 ori mai rău. Bro, ce mă disperă, coaie, ești nebun, nu, vedeți? Asta se întâmplă, când lăsați copiii să asculte trap. Sau drill ăștia, drill din UK, ăștia se cred, roadman sau ce dracu se cred. Și auzi că come fight me, bro, îți fute ăsta un pumn, ești nebun, te desfigurează. Despre ce vorbești? Te ridică cu degetul lui mic, ești nebun, e un adult versus un copil. Diferența de forță îi de la cer la pământ. Dar nu înțeleg de ce copiii ăștia se cred așa, roadman, se cred șmecheri și căcaturi de genul. Bă, câteodată, frate, trebuie să-ți pui costumul de Batman, ești nebun și să pleci la treabă, bă, pentru că orașul are nevoie de tine. Dar mă jur, gândiți-vă cât copiii ăștia, pentru că încerca să facă un căcat de videoclip, cât le-au îngreunat munca la oamenilor de genul. Deci eu, dacă aș fi, să zicem, frate, și un livrator Glovo, da, care așteaptă să ia mâncarea de la Meca să o ducă la client, nu m-ar interesa dacă erau copii, frate, așa le-aș da o palmă în Roblox, bineînțeles, în Roblox, în The Block ăla. Și le-aș da o palmă ca să simtă și strămoșii lor, bă, ești nebun. M-ar durea fix undeva, frate, că ei sunt copii. N-aveți, doamne, că-s copii și ce? Mă enervează, frate, că în ziua de astăzi, bă, toate căcaturile astea care n-ar trebui să se întâmple, se întâmplă numai din cauza faptului că vezi, doamne, s-s copii, că scuza asta, îs copii. Și ce dacă s-s copii, mă, frate? Veniți în Europa de Est să vedeți cum e când s-s copii și fac căcaturi de genul. Noi, cel puțin când eram copii, dacă făceam căcaturi de genul, bam! Eram puși la respect instant. Nici nu ne trecea prin cap să facem căcaturi de genul, pentru că știam ce se întâmplă dacă faci căcaturi de genul. Copiii ăștia nu știu ce se întâmplă, pentru că nu se întâmplă nimic cu ei. E foarte trist, bă. Oh, până nu! Mă, frate, și tu-ți dai seama, omule, că omul ăsta trebuie, cred că o zis că every day, în fiecare zi se duc acolo, frate, să facă căcaturi de genul. Doamne, ferește să mă bată tata. What's going on, boss? Boss, we said we're sorry. Boss, are you gonna let us go or are you just gonna stay here? Because I'm gonna tell the police that you strangled me, because you strangled my neck. I have video footage of you strangling my neck. It's the teenagers. Yeah, you never strangled my neck. But I just said like you strangled my neck, so you could, like... Despre ce vorbeam? Doamne ferește, și vă dați seama că dacă vine poliția, ăștia, pentru că se cred așa de șmecheri, știu că nu o să se întâmple nimic cu ei, o să zică căcaturi de genul. E incredibil, bă, e foarte, foarte trist, sincer, ce tot ce se întâmplă cu copiii ăștia, niște handicapați, bă, frate, și chestia asta, frate, ar trebui să fie repercursiuni, nu? Dar bineînțeles că nu. No, I'm 14. Yeah. I'm 13 as well. I'm 14. I'm 18. I'm 18. I'm 21. Started to do the stanky last night. I'm gonna stanky last night, and I'll break your legs. Break them. Are you Mendoza, mother? I'm Mendoza. We got freed. Bow, bow. The best game. Bow. Începe în continuare să facă
sound effects. Da, mă, asta e TikTok-ul pentru voi și asta e umorul de TikTok. Îs curios unde o să se ajungă, frate. Îs curios unde o să se ajungă. Chiar îmi pare rău pentru oamenii ăia, mă, pentru că nu-ți plătiți destul ca să aibă de-a face cu căcaturi de genul. Și nu înțeleg de ce, care-i chestia, bro. Deci unii oameni cred că mamă lucrează la McDonald's. Ha, ăla lucrează la McDonald's. Hai să râde de el că lucrează la McDonald's. Și ce, bro, omul își face banii, lucrează. Nu stă degeaba pe banii lui Măsa, știi ce zic? Îi, pe cât se poate de normal și de ok să faci chestia asta. Numai că lumea ziua de astăzi, frate, își bate joc de un om care încearcă să-și câștige existența. E trist, rău de tot, frate, ești nebun. Foarte, foarte trist. Nu uitați să dați subscribe, like, share și de-alea follow pe Insta bogdi.w. Subscribe la canalul secundar Dariel Red Live pentru că fac live-uri și pun clipuri în fiecare zi acolo. Și v-am pupat, boys. Hai, pa!